Bună seara, bine ne-am regăsit în cartierul Ferestrelor Luminate din Cărturești pentru o nouă întâlnire cu cartea. Întâlnire cu cartea asta însemnând întâlnire cu autor și cu cei care au citit cartea, care vor vorbi despre carte, cei care fac ca această carte să devină un bun public. Cartea se numește Caulas. Autorul este Gelu Diaconu, iar bună seara, Gelu, bine ne-am regăsit după ce ne-am ratat seara, toate Emilian. De carte. Bine că ne vedem cel salutare puțin și pe... Alți, da. Iar vorbitorii mei, prietenii mei și cei care vor citi împreună cu mine această carte pe Zoom, deci vom zoomzăi împreună cu Cristian Fulaș, bună seara, și cu Robert Șerban, bună seara. Ne regăsim, de fapt, pe Zoom, pentru că am mai participat atât cu Cristian cât și cu Robert la câteva discuții pe Zoom. E un roman, acest Caulas, un roman cu un nume în față. Cum altminte ai făcut la celălalt roman al tău, Sebastian. Și cum altminte se poartă, ca să zic așa, în literatura română contemporană, de-ar fi să mă gândesc doar la Ioșca sau mai departe astălaltă a Prutului, la Voldemar, semnat de Oleg Serebrean. Dar și alți autori care scot un nume în față. Înainte de a deschide cartea și de a discuta ce se întâmplă în interior, musai să înceapă chiar autorul și întrebarea mea este simplă. Cum se gestează o carte de genul acesta? Pentru că e o poveste întreagă, e un personaj din care crește povestea, este un ton foarte confesiv, nu este un construct foarte sofisticat, dimpotrivă, este o tramă care poate fi urmărită de la un cap la altul, aproape în același pas cu acest adolescent. Celu, te rog frumos, să ne faci intrați în carte. Sigur. În primul rând dăm voie să îi salut și eu pe Robert și pe Cristi, să le spun mulțumirile mele pentru că au acceptat să intre în seara asta alături de noi. Vă rămân dator, domnilor. E o bucurie să vă... Dacă i-a spune lui Cristi Fula și acum sintagma aia cu drag, știi? Așa cred că ar fugi de la cameră, dar oricum... Se cuvine să vă mulțumesc tuturor pentru seara aceasta. Despre Caulas a pornit ideea scrierii acestui roman de la o întâmplare. De altfel am mai povestit când am făcut lansarea la Gaudeamus. Deci a pornit de la o întâmplare din armată, o întâmplare care este reală, e cu personaje reale. Aveam un coleg în armată, un soldat, pe care toți ceilalți îl strigau fetița. Era o poreclă. Băiatul era gay, era homosexual. Nu aveam noi noțiunea de gay atunci, știi? Așa îi spuneam, era homo sau homosexual. Astea erau cele două cuvinte folosite la adresa unui. Și... Băiatul era marginalizat. Imaginați-vă că eram la canalul Dunăre Marea Neagră, unde trebuie să vă spun că erau tot felul de oameni. Erau și foști pușcăriași, și băieți care fuseseră la batalionul disciplinar. Cei care ați făcut armata știți ce înseamnă batalionul disciplinar. Era tot un fel de închisoare pentru soldații care făceau nefăcute prin armată și erau condamnați acolo și după aceea veneau înapoi ca să-și continue stagiul militar legal. Bun, și era o amestecătură incredibilă de caractere, de oameni, de și așa mai departe. Era foarte multă violență în taberele astea de muncă forțată, că altfel nu pot să... N-am cum să le numesc. Erau niște orășeli de carton, practic, niște barăci făcute din lemn de ăsta, cum presat, zice, da, presat și, mă rog. Și băiatul ăsta a fost prins într-o zi la spălător, la baie, unde făceam baie, a fost prins de patru indivizi, a fost bătut crunt și violat acolo. Eu l-am văzut pe băiatul ăsta după ce eram furier la comandament și
era imposibil să nu fie aflat, știam cam tot ce se întâmplă în unitatea aia, știi? Scuze-mă, furierul era tipul ăla furios care alergă prin regiment? Da. Exact, da, cu dosarele, știi, cu ordinul cu dosare de zi, furioase. Alergam furios cu ordinul de zi după ofițer ca să-l semneze că niciodată nu stăteau locului. Le spuneam, tovarășul locotenent, tovarășul maior, semnați-mi și mie ordinul ăsta că îmi dă cu ordinul de zi. Și era un dita mai Cărțoiu, știi, ordinul de zi. Îmi dă cu ordinul de zi tovarășul comandant în cap și așa mai departe, știi? Furioși au fost ăia patru, au fost și furioși și demenți care și-au bătut joc de băiatul ăsta. Vă spuneam că l-am văzut la comandament, pentru că a fost chemat acolo să spună ce s-a întâmplat, toată tărășenia. A fost o anchetă internă, s-a mușamalizat local toată treaba. Ăia patru au făcut, nu mai știu cât era maximum de pedeapsă la arest, nu știu, 15 zile. Mi se pare că 15 zile erau la arest. Deci băieții au stat două săptămâni și un pic la arest, la Țambal, au frecat menta pe acolo și asta a fost toată pedeapsa pentru ei. Când ei ar fi trebuit să intre la pușcărie pentru viol, pentru vătămare corporală, da, și alte minuni. Despre toată povestea asta am aflat mai multe amănunte de la un bun prieten al meu care nu se mai află printre noi, Călin Ghiulamila îl cheamă. El era veteran în unitatea aia, era sergent de serviciu pe companie permanent, adică el făcea SSC permanent și tot așa știa cam tot ce mișcă în unitate și mi-a povestit amănunte despre treaba asta. Și la un moment dat, acum vreo 2 ani și ceva, m-am gândit că n-ar strica să evoc într-o poveste toată întâmplarea asta tragică, până la urmă, dacă stăm să ne gândim bine. Și am avut nevoie de un background, am avut nevoie de o poveste care să vină până la momentul în care s-a petrecut toată treaba asta. Și nu puteam să vin decât cu povestea unui adolescent, nu? Pentru că, practic, noi eram ieșiți din adolescență, eram băieți de 18-19 ani, luați cu arcanul în armată, duși la muncă forțată la canalul Dunărea Marea Neagră și așa mai departe. Deci, noi veneam din adolescență, majoritatea. Deci, cred că 80, peste 90% dintre soldații care erau acolo aveau vârste până în 20 de ani. Erau puțin, procentul ăla despre care vă spuneam că au stat pe la pușcărie, au stat pe la batalionul disciplinar, unii au mai amânat un an, nu știu ce, deci puțin depășeau 20 de ani. Noi veneam din adolescență și mi-am spus, domnule, trebuie să creez un personaj care să se plieze pe caracterul, pe caracteristicile tipului băiatului ăstuia pe care l-am cunoscut în armată. Și așa s-a născut, cum ar veni, Horia. Horia Caulas. Despre numele ăsta Caulas am scris pe site-ul 1000 de semne, am scris despre originea lui. E o poveste un pic sofisticată, știi? Adică nu cred că și are rostul să dezvolt. No, noi trebuie să lăsăm puțin ca să existe și un pic de suspans cu povestea numelui. Ai zis de întâmplarea, deci întâmplarea care a avut nevoie de timp ca să ajungă din acea deci armată din anii 70, bănuiesc că așa se întâmpla. Începutul anilor 80. Sau începutul anilor 80, da. Până încoace, deci sunt oricum vreo 40 de ani de atunci și da, cum da. A lucrat în timp pentru până la urmă, pentru a găsi o poveste sau un personaj care să ducă mai departe această poveste. Întâmplarea face și jur că nu trag cenușile acum la curtea mea, că exact astăzi, pe la amiază, am dus la editura Cartier, am pus pe masă ultima corectură a volumului 4 din În căutarea timpului pierdut, Sodoma și Gomora, pe bune. Deci astăzi, la două... E o veste foarte bună. Da, deci edita mai vom și Sodoma și Gomora, adică oricum se fi vrut să fac o legătură mai bună dintre Caula și, mă rog, ce vom discuta și invitații de azi nu ar fi putut, pentru că știi foarte bine că Cristi Fulaș este cel care traduce Marcel Proust și sunt foarte...
Nu pur și simplu curios, să zicem, din punct de vedere profesional curios, dar fiindcă sunt niște scrituri foarte diferite, fiindcă anvergura, deci, zicem, cărții traduse și un fel de sprint, dacă vrei, pentru că este un roman până la urmă, da, 200 și ceva de pagini, nu este un roman, nu este o cărămidă, ca să zicem așa, convențional. Sebastian, cum ar veni. Da, nu este Sebastian, da, deci. Da. Și de-aia și vreau să rog pe Cristian Fulaș, care, deci, care să nu știu, să, pentru că nu am o întrebare specială, deci este Cristian Fulaș, este om care a citit această carte. Te rog, Cristian, fă-ne și pe noi să o citim. Doamne, să ne înțelegem, ăsta, Sodoma și Gomora sau Caulas? Nu, Caulas. Pe aia la altă nu știu să o povestesc, da. Da, aia nici nu te rog. Da. Asta, Cristi, uite asta. Uite, să o arătăm, da, și la cameră. Exact. Eu să stau lăudăm, foarte, da, liniștit când vorbesc despre cărți, pentru că nu prea vorbesc ca scriitor. Eu sunt cititor, așa. Zic rar de cărți, dar citesc destul de mult. Nu mi se dau ocazii și atunci mă abțin. E foarte greu să-mi mai ridici mingea la fileu, sunt un om bătrân. Caulas ăsta m-a prins și pentru că nu știam absolut nimic despre carte. Nu le-am cu informatul pe net, nu prea citesc eu așa informații, eu citesc și atât. Nici coperta 4 nu o citesc în general. Ideea este că m-a prins pentru că vine cu ceva ce la noi, cu excepția Adi Șchiop, nu știu să fi făcut. Poate mi-a scăpat. În orice caz, nu ca roman. E povestea unui întâi copil și după aceea adolescent, nu știu dacă ajunge tânăr, homosexual. Nu prea se face așa ceva la noi și am rămas acolo să citesc. Și poate și pentru că, știi, la începutul cărții e o fel de dedicație așa pentru Salinger, de fapt, subtilă. Vine exact în siajul de veste în lanul de secară și o face bine pentru că e o voce acolo destul de incertă de narator, care mai trece și în narator obiectiv aici-colo, dar care exact tânărul ăla pare să vorbească. E, ar fi un pariu și pentru mine să încerc să-l fac pe un tânăr să vorbească, până acum nu mi-a ieșit, dar mă rog, mă mai joc de chestia asta. Ideea este că mi se pare destul de greu să te duci în zona aia și să fii, nu 100% verosimil, că nu cred că există, dar mie și un 50% mi se pare de verosimilitate, destul de greu de atins. În zona aia în care trebuie să vorbești cu vocea unui tânăr care nu știe foarte multe lucruri. Practic, tu ca autor trebuie să te cenzurezi foarte tare, să nu fii deștept. Că dacă devii deștept, s-a terminat cartea pe care o scrii. Când ești un copil de 15 ani, șansele să fii foarte deștept și foarte citit sunt mici, spre deloc. Și mai ales în ziua de azi. Și asta a jucat gelul foarte bine. Cumva inocența aia, viața în lume și atât. Nu neapărat o viață culturală, deși avem la un moment dat o deschidere bine jucată, zic eu, către ceva poeți americani și ediția aia care am înțeles s-a și reluat acum, dar Baconski, cred. Dar e un joc foarte mișto acolo care ne trimite direct în cum faci ca autor să te pliezi pe subiect. La noi, în literatura asta formidabilă, care e literatura română, de care știe toată lumea, știm tot discursul, practic când ne ducem noi dincolo de graniță, se opresc țările alea, că am venit noi. La noi se vorbește foarte mult despre stilul autorului. E o întreagă măreție a stilului autorului, care pe mine mă plictisește enorm. Gelul joacă exact în zona cealaltă, în zona în care stilul se pliază pe subiect, se pliază pe carte. Adică acolo unde se fac cărțile de adevărat. Există două variante de a scrie, dacă e să o iei foarte, foarte simplist. Poți să scrii o carte în 100 de volume
pe care să o publici toată viața și să zici, domne, stilul autorului generează cărțile și așa, sau poți să scrii 100 de cărți și să fie și ele un pic diferite, să fie mai o ciorbă, mai o tocăniță, mai o prăjitură, mai un fursec, mai un ce mai ai de mâncare pe acolo prin casă. O aici suntem în cazul 2, unde stilul e adaptat cărții. Vine din partea cealaltă a discuției, cea corectă după mine, și am un milion de argumente, dar nu intru în ele. Adică gelul reușește să devină acel copil adolescent care își povestește viața. Lucru nici de cum ușor, în primul rând, între gelul și copilul ăla e o viață de om, destul de lungă. Oricât ai încercat să bifeze anumite lucruri, cu siguranță uiți foarte mult. Eu cred că a fost acolo o muncă de rememorare greu de evaluat acum. Și îți trebuie o anumită naturalețe, trebuie să... De foarte multe ori, cred că un narator din ăsta, fără nicio intenție de a lua ceva în bășcălie, trebuie să fie foarte prost. Trebuie să faci pe prost. Și asta nu e foarte ușor. Să devii prost când scrii e o artă întreagă. Trebuie să devii orice. Trebuie să fii un fel de ventriloc, un fel de mim, un fel de, nu știu, scriitorul ăsta trebuie să fie. Trebuie să intri prin toate personajele și să ieși. Și să ieși și întreg la cap și să iasă și cartea bine. De multe ori știm foarte bine, arta dialogului are o mare problemă. Toate persoanele sună la fel, uneori falsează. Aici avem totuși o intrare în lumea aia a anilor 80, pe care eu, de exemplu, nu mi-o amintesc. Aveam foarte puține ani, sunt cel mai tânăr din adunarea asta de oameni, prea tânăr pentru așa. Dar mi-ar fi foarte greu să încerc să-mi reiau copilăria la modul veridic. Că s-o reiei foarte cult, nu e nicio șmecherie să vorbești cult despre un copil. Problema e să vorbești despre un copil ca un copil. Da, autentic, să fii autentic în... Da, să fii în jocul ăla. Mie, aici romanul mi se pare că se duce înspre zona aia cu un cuvânt pe care îl tot repet într-o conversație cu un prieten de metalepsă, în care îți pui viața în literatură. Și intersecția dintre ele două e o fuziune, de fapt. Nu mai e intersecție. Se întâmplă în toate direcțiile. E ca un... nu știu dacă pot să zic, știți? E o teorie foarte interesantă în fizica contemporană care ne spune că Big Bang-ul n-a fost o explozie, domnule. Big Bang-ul s-a desfășurat în tot spațiul în același timp. E fascinantă. O tot sap după ea. Trebuie să ne închipuim că în tot spațiul ăsta nu era nimic și dintr-o dată a fost tot. Dar asta subit. Adică nu e o explozie care crește Big Bang-ul. Nu. S-a petrecut dintr-o dată. Cam asta e și proiecția în jocul ăsta de voci narrative, mai ales foarte îndepărtate ca distanță. Și că tot vorbeam despre Proust. Cum se simte Marcel, care vorbește de la vârsta de 40 și ceva de ani, sau, mă rog, poate începe pe la 37-38, dar de la 40 ceva de ani, când vin stilizările, despre perioada Combray și e atât de cult și atât de aranjat textul și atât de... E stilist acolo. Cum? Acolo face stil acolo. Da, dar face stil, aranjează textul. E un om foarte cult care vorbește despre copilăria lui. Și cum se simte romanul ăsta aproape, cum să-i zic, primitiv? Ceea ce e foarte mișto. E foarte greu să fii primitiv în roman. Primitiv în sensul bun, adică să cazi acolo unde trebuie să cadă vocea narrativă. Să povestești natural. Primitivismul ăsta e cam pictură, nu poate toată lumea. Ai zice că să mă zgălești e ușor. Nu cred. Deci și eu pot, dar nu e pictură. Adică aici m-a prins pe mine și toate ticurile alea verbale care inițial mă deranjau. Dar de fapt, după aceea, mi-am dat seama că acel jur care m-a călcat pe nervi, nu știu, vreo 50 de pagini, la un moment dat trebuia să fie acolo. Da, și eu m-am prins la un moment dat că am început să le numere aceste jur, dar după aceea mi s-a părut atât de firesc pentru că exact tonalitatea prin care vrea să fie credibil. Asta cum gelul m-ar fi tras de mâini, că zici, băi, ascultă, sau ceva de genul ăsta. Și asta mi s-a părut... Cine mă cunoaște în viața privată e, cum zic eu din reflex, bă, să mor eu. Deci exact de acolo e. Deci, da, acolo e o verosimilitate care
chiar dacă e jucată, știi? Despre asta e literatura. Trebuie să joci verosimilitatea aia. Trebuie să o faci intenționat. Eu mă îndoiesc că vreodată vreo unul a reușit să o facă natural. Nu, domne, funcționează ca la Flaubert. Literatura se construiește. Acum, cât e de bun fiecare e treaba lui. Dar ea se construiește, ea se face din miliarde de elemente care vin, pleacă, la un moment dat se potrivesc sau nu. Și aici, verosimilitatea asta a repetiției, a uneori a formulărilor ușor stranii, a întâlnirilor alora care n-au nicio naturalețe între copiii și care așa sunt. A fricii alea care se insinuează încet, încet în relațiile acelui copil cu, așa zis și lui, prieteni. E o construcție acolo care m-ar mai fi ținut 100 pagini, că tot discutam înainte să fim live despre câte pagini ar fi trebuit să aibă. M-ar mai fi ținut vreo 100 de pagini liniștit în povestea aia. E o construcție dai, care, dacă îmi dai voie, și vreau să continui pentru că mă opriți și nu vreau să mă opriți. Scuze. E o construcție care trece neobservată și mă deranjează. Am zis-o și pe Facebook, o să mai zic și acum. În lumea asta care urlă de toate drepturile din galaxie, de nu știu ce drepturi are ameba, dar o să aflu la un moment dat, tocmai de data asta e o tăcere care mă cam deranjează. Gata, am terminat. Mulțumesc pentru că ai amintit și de Adis Chiop și amintesc pentru cei care poate n-au urmărit acum două săptămâni. Am avut o lansare de carte în cazul volumului Nu e dragoste de Adis Chiop, în care este explicit, adică ceea ce este în romanul lui Soldați este și în poezia lui, care este mai în contextul poeziei actuale, este cumva foarte singulară, apropo de referințe, pentru că să scrii o poezie pe față, zicem, homo și să se găsește exact firescul tonului și să nu fie stridentă, să nu pice, să nu se expună, dar mai degrabă să trăiască firesc, este o raritate. Mă întorc la coperta a patra de care vorbea Cristi mai sus și zicea Cristi că niciodată nu citește coperta a patra, de data asta o să rog să vorbească coperta a patra. Robert, mă bucur că ești alături de noi. Ai scris un text foarte concis pe coperta a patra, o să te rog să dezvolți. Nu înainte de a spune că am avut o discuție acum iarăși câteva săptămâni bune, dacă nu cumva deja luni de zile, despre Ivo Andrić și Robert a fost una dintre voștri, care a contat foarte tare în dialogul acela. Robert, te rog. Mulțumesc. Acum, dacă voi îl cădeți pe Cristi Fulaș că nu citește coperta a patra, cădeți. Orice cu aia începe, să vadă ce zic ceilalți. Și tu, Emilian, spuneai că astăzi coincidența a făcut să te duci cu Sodoma la Gomora, știi? Exact. Coincidența face ca și eu să fi primit astăzi de la editura Polirom cartea lui Cristi Fulaș, cel mai recent roman al său. Specii, deja mi-am băgat rasunea, că așa fac de fiecare dată când primesc o carte, vreau să văd ceva până o citesc, ceva ce acolo și mă bucur. Începe foarte mișto, am mai multe începute, dar cred că cu asta o să le continui cu celelalte. Mă bucur că suntem împreună și mă bucur că suntem aici ca să onorăm nu doar un scriitor minunat care este geluțian, spun și eu, uite. Un scriitor care vine, să nu uităm, dinspre poezie, un scriitor care, iată, e la al doilea roman, dar mai e încă ceva, Gelu, din perspectiva mea, el face servicii importante literaturii, în primul rând, de ani de zile, prin site-urile pe care le-a creat, acum prin interviurile pe care le face. E un om generos și nu o face, pentru că există un tip de generozitate care aștept să ți se întoarcă. Adică, nene, eu dacă fac cu tine anumite chestii și tu o să faci cu mine anumite chestii literare. Eu fac un interviu, tu faci un interviu, fac o cronică, tu faci o cronică. Nu, la el am simțit asta și nu mă înșală nasul, după atâția ani de făcut presă, face pur și simplu din pasiune. Sunt lucruri, vrei să rămâi în sosul literaturii, nu poți să o faci numai citind câteodată. Unii pot să facă numai citind, deci măcar Fulaș care spune asta, uite, vine la lansări de carte, mai clămpănește, mai nu stă numai și citește și scrie și traduce. Deși și traducerea, până la urmă, e un mare serviciu pe care îl faci și unor cititori, pentru că ai acces la cărți la care altfel n-ai avea dacă nu ești, iar să citești prost în franceză, apoi chiar trebuie să știi foarte bine franceză. Nu cred că dacă te duci la Paris și vorbești franceză, apoi te duci și citești niște plus. Nu, ori o știi, ori nu știi limba aia. Ori Cristi a făcut asta, a făcut traducerea, ceea ce e un lucru absolut formidabil.
Eu n-aș știu povestea cărții. Am primit manuscrisul de la Gelu, cred că deja mai bine de jumătate de an, și mi-a zis, domnule, dacă îți place, scrie-mi un text pentru coperta pată. Nu l-am întrebat, bă, dar e adevărat, e o poveste. Pe de altă parte, exact ce spunea și Cristi Fulaș, intuiești la un moment dat pura ficțiune cu ficțiunea hrănită din realitate. N-ai cum să nu le simți lucrurile astea. Nu știu de unde îți vin sau de unde nu îți vin, nu știu de unde te prinzi că acolo e o poveste pur și simplu inventată sau că de fapt întregul roman are undeva un sâmbure de adevăr. Eu l-am întrebat, mi-a spus el la... De fapt am aflat la lansarea cărții care a avut loc la Gaudeamus, unde tu, Emilian, din păcate, a lipsit. Acolo a devoalat faptul că, într-adevăr, scheletul pe care a construit romanul e unul al realității și că acest personaj chiar a existat. Păi, cred că, până la urmă, e paradoxal. Noi citim literatură ca să evadăm din realitate, să intrăm într-un alt spațiu, să aflăm alte personaje, să vedem alte lumi, dar când intrăm în cealaltă lume, tot un tip de realitate o așteptăm. Exact ce așteptăm, autenticitatea vocii scriitorului, mai ales dacă scrii într-o astfel de cheie. Că dacă scrii science fiction, mi-ar fi greu să cred că vorbești cu cuvintele unei lumi din care vii. Toți scriitorii de science fiction au un vocabular pe care în deopște nu-l folosim. Nu vorbim atunci despre OZN-uri, despre tot felul de arme, de spații, de stele, de viteze. Folosim foarte rar, când ne dăm deștepți. Și asta spun, m-a prins și pe mine foarte tare firescul cu care diaconul știe să scrie și pe care îl găsesc și în poezie. Are un tip de naturalețe și naturalețea asta s-ar putea, dar nu cred că niciodată te naști, nu ești un tip natural, nu cred că te poți să fii natural în comportamentul de zi cu zi. Dar în literatură el se rafinează, el se câștigă, se câștigă pas cu pas, text cu text. La un moment dat s-ar putea să vină de la sine, s-ar putea să nu mai faci, cum face un debutant, efort să pară că, uite, doamne, ce firesc scrie, parcă acum a copt-o. Nu știu cum e laboratorul fiecăruia dintre noi și, deși mă interesează, de asta și eu fac interviuri, pentru că de foarte multe ori pun întrebări ca să văd cum gândește un scriitor sau altul, cum gândește literatura, când intră în pană, cum repară pana, cum evadează, cum se inspiră, ce îl face să meargă mai departe. Mă interesează pentru că e lumea în care trăiesc și pe care o cunosc foarte bine și în care vreau să rămân, lumea literaturii. Și tocmai când găsești un astfel de autor cu o forță narrativă pe care nu o găsești de fiecare. De mie îmi plac foarte mult povești, nu-mi place să băltească textul. Când citesc o carte de proză, vreau să citesc poveste. N-am chef de altceva. O lajă și iau, am cărți de eseuri, de istorie. Mi-e plină biblioteca, slavă Domnului, am o bibliotecă doldura de cărți pică pe mine. Și tocmai asta, orizontul meu de așteptare, care nu mai e atât de cum să zic, de elastic. Am devenit rigid. Cu cât mai intră în vârstă și cu cât mă uit la ceas, îmi dau seama că îmi trece timpul și atunci nu mai am chef să mai fac experiențe. Mai fac asta cu cărțile prietenilor. Acolo, cele 30, hai 50 de pagini pe care le dau credit unui autor necunoscut, poate să crească spre 100. Aștept să văd dacă în 100 de pagini face ceva. Dacă nu face, zic, băi, prietene, îmi pare rău, rămânem într-o foarte bună relație, dar nu știu cartea pe mai departe pentru că mă plictisește. De fapt, ăsta e cuvântul. Ori Gelu pornește rapid, demarează rapid și personajul pe care îl controlează foarte bine, și povestea, și e clar că știind ce s-a întâmplat și construind toată epicitatea asta pe o întâmplare în care a fost spusă, atât să fie mai ușor. Pe de altă parte, exact cum spune și Cristi, poți să ratezi orice, poți să dicteze unul, să spună atunci povestea lui și dacă o scrii prost, proastă să rămână. Mă bucur pentru Gelu pentru că e o recidivă, cred că altfel decât Sebastian, în primul rând că volumul e altul, tipul de poveste e altul, dar confirm, adică Sebastian a fost un balon foarte mișto, rotund, puteai să joci finala UEFA cu el, dar a doua minge e una de ping-pong și spune-ne, nu putem să jucăm fotbal cu minge de ping-pong. Nu, el e chiar un prozator foarte serios și mă bucur că îmbină poezia cu proza. Adică e clar că întrebarea asta mi-o pun întotdeauna, ce sunt eu mai, mai,
mai așa, mai znăgos poet sau prozator? E o prostie de foarte multe ori să-mi pun întrebarea asta. Întrebare pe care de foarte multe ori o pun și eu când fac interviuri. Că nu știu ce vreau să aflu, habar n-am. Cred că vreau să aflu ce scrie, cu ce ușurință scrie poezie, cu câtă ușurință scrie proză. Unde se identifică mai mult, unde e mai sincer. Deși și asta e... Dar poezia ține de un tip de jurnal. Emilia, nu știi prea bine. Ne topim mai mult acolo, ne trădăm mai mult acolo decât într-o carte de proză, unde eu cel puțin bat câmpii cu o mare grație și prozele mele n-au decât o vagă legătură cu realitatea. Poezia, în schimb, poezie mi se cam întâmplă aproape totul, chiar dacă m-a scat. Hai că mai vorbiți și după voi după aia. E o carte foarte faină și, într-adevăr, tema e una rarisimă în literatura română, chiar și după 90, unde e libertate. Se poate scrie absolut orice. Puțini au atacat tema asta, iar și puțini au rezolvat-o atât de bine. E un roman care stă fără să fie tezist, fără să fie pro, fără să dea note, fără să aibă tipuri de partipri, adică nu vezi doctrina autorului în cartea asta, nu-l vezi încercând să-ți facă semne cu ochiul sau să-ți bată obraz. Nu, e o carte, e o mare poveste până la urmă acestui personaj, care ce ai zis că înseamnă gelul, că ne spuneai înainte de a începe dialogul ăsta. Înseamnă mai multe. Deci, de exemplu, în greacă este numele unei zeități, în altă limbă, pe undeva, tot prin bazinul ăsta al grecilor, în slang, de exemplu, înseamnă un tip excitat, știi? Adică un tip excitat sau o fată, un băiat excitați, mă rog, așa. Deci sunt mai multe, sunt trei sau patru într-unul, știi? De asta am și săpat mult după numele ăsta. Dar așa, long story short, să spun că am avut nevoie de un corespondent al personajului Holden Caulfield, știi? Și un Holden în limba română mi s-a părut atașant, un Horia, da? Așa, și Caulfield, aici a fost provocarea, știi? Pentru că n-am găsit un nume care se potrivească personajului meu. Îmi dădea Constantinescu, Constantinovici, alte prostii, știi, care n-aveau nicio legătură cu Horia. Și am ajuns la, cumva, căutând numele proprii, am ajuns la acest Caula, a fost la început, Caula, nu Caulas. Și v-am spus și la lansare că Caulas, am adăugat acel S, ar fi trebuit să fie și un apostrof acolo, pentru că în limba engleză deci înseamnă al lui, Caula, știi? Da, exact. Apropo de că ai făcut deja trimiterea la De Veghe, nu la Dutisecară prin personaj, eu te-aș întreba, bine, că asta e cea mai vizibilă trimitere, evident, dar oricum bănuiesc că ai câteva, zicem, referințe la care, într-un fel de, zicem așa, un fel de tabel periodic în care ai vedea acest roman, cam care sunt, cu ce fel de cărți sau ce fel de romane se învecinează, după, în opinia autorului, că, mă rog, în afară poate că se vede altfel. Da, păi în primul rând este evident că se învecinează, da. De fapt e complementar cumva, știi, cu The Catcher in the Rye. Deci e un roman al unei adolescențe neliniștite, nu știu cum să o numesc. Mi este greu să vorbesc despre cartea mea, spuneam și înainte să intrăm, Emilian, că eu ar fi trebuit să tac aici, știi, să vă ascult pe voi. Nu e adevărat, eu sunt adeptul lui Robert, scuze, te rog că te întrerup. Nu e adevărat, eu cred că autorul uneori știe niște lucruri pe care poate ceilalți le scapă, pentru că avem de regulă sigur știe mai multe decât știu toți, da, ceilalți. Și în afară de asta, cred că uneori autorul poate ajuta prin punerea unei lumini speciale pe o anumită pagină, pe un anumit pasaj. Cred că uneori o explicație, apropo, vin de la un simpozion în care Jean Pop spunea, la Chișinău se întâmplă, deci e și Ion Pop și Alexandru Cisterecan și Ion Mureșan, Simona Popescu, Ion Bogdan Lefter și câțiva alți, Adrian Popescu, Jean Pop spunea că se plictisește de notele de subsol al lui T.S. Eliot, iar Simona Popescu a spus că adoră aceste note de subsol. Și mie mi se pare că sunt foarte interesante și de-aia zic,
discuția noastră la momentul o coborâm și prin subsolul, pentru că ceea ce este în carte se vede, adică ceea ce a spus Cristi și Robert este foarte adevărat, naturaleța, firescu, autenticitatea, vocea aia caldă care te face să urmezi, toate astea sunt de găsit în carte. Pe mine, pe bune, mă interesează și partea de construct, că zicem, Cristi spune aici nu, că nu este prea mult construct. Nu este construct în sensul în care ar fi o carte din bucăți îmbinată sau știu eu ce, mai ca un fel de cub Rubik. Este o, este o poveste care se spune de la un cap de altă. De aia și întrebările mele cumva poate sunt... bine, nu te rog să dezvălui cine știe ce mari secrete, dar cred că contează foarte tare să auzim și vocea autorului din carte după ce a ieșit din carte. Da, doamne, da, dacă pot să intervin și eu. Da, te rog. În fond... că asta ne cam și lipsește, știi, în literatura asta micuță, așa cum e ea. Eu cred că, mă tot gândesc de multe ori de ce nu vinde literatura română. Mai ales că ea are câteva vârfuri care vând. Ok, când vinde e chestie de imagine. Cred că nu vindem și pentru că nu prea avem povești, din păcate. Nu prea avem... noi... Pur și simplu... Ai dreptate, exact așa. Nu mi se pare că avem o tradiție solidă a poveștii. Pe bune, dacă... Lasă că seamănă cărțile între ele, în toate literaturile seamănă. Nu e asta problema, e o chestie de influență care nu poate fi evitată. Dar parcă nu avem povestași. Nu avem oameni care să te țină, domne, acolo, strânși în... intriga lor, în plotul ăla, cum se, sau în mai multe ploturi, să te mute într-o parte în alta, să te intereseze. La noi seamănă așa de tare multe lucruri a eseistică, uneori a ideologie, cam fără sens, că aia se poate citi și la ziar, încât nici nu... Avea dreptate, Robert, dacă vreau să citesc un eseu, nu e nicio problemă, am și eu în bibliotecă, mi le pun în cap. La propriu. Mă îngrop în ele. Ce nu am și găsesc foarte greu sunt povești. Mie îmi place să citesc, dacă tot citesc, așa, mă pricep la literatură, n-ar mai trebui să citesc mare lucru. Nu citesc ca să învăț, neapărat. Mie îmi place să mă ții acolo în poveste, să-mi povestești ceva, la propriu. Romancierii mei preferați, mă rog, asta cred că și îmbătrânesc, sunt aia care îmi povestesc niște lucruri. Îmi spun mie acolo ceva, să mă țină interesat. Să... Aici ar începe să fie o miză literatura. Când, nu știu, când oamenii cumpără o carte, un grup de oameni și au ce-și povesti despre ea. Da, e interesantă pentru că se întâmplă cu tare, pentru că reflectă lumea în care trăim, nu pentru că reflectă o idee filozofică, că aia deja te restrânge la 3% din populație și ai terminat. Sau la 2%. Sau. Câtă lume știe filozofie în orice țară? Pe bune. Filozofia e o chestie grea. Estetica e o chestie și mai grea, și mai obscură. Ce e aia estetică? Nimeni nu știe ce e aia estetică. Logica. Logica, nu știu, gnoseologia, alte aberații cum ar fi gnoza, ce caută aia, nimeni nu știe ce e aia gnoză, cine a citit Culianu pe bune, în afară de a-l cumpăra, nu-l citește nimeni. Nimeni nu bate până acolo, despre ce e vorba în Culianu, nimeni nu știe. Adică noi în partea aia ne ducem înspre adâncurile alea, păi înseamnă că mai au dreptate și să vă povestesc o scenă trăită live, așa, eram cu o editoare în vest la un moment dat și s-a ajuns la tiraje, la... Și cam cât e tiraje la voi așa? 500, 1000, 1500, la care ea foarte serioasă, așa, știi, o doamnă din Canada, foarte extrem de serioasă, n-am văzut o zâmbind. Deci scrieți cărți și vă cumpărați între voi și vă dați premii. Ia de răspunde la asta, băi. Deci... Noi ai spus, domnule, nu ne cumpărăm, noi ne dăm cărțile unul la altul. Da, ni le dăm cadou, da? Deci am continuat să mănânc hamburgerul și să număr fâșiile așa, știi, din lemn de pe masă și am evitat orice discuție despre literatură. Cam așa e cu noi. Pe când ăia vin și îmi spun că au făcut, cum, Tolkien, a vândut 200 milioane de cărți. Păi ce ai făcut, mă? Oare un scriitor chiar așa de rău? Nu cred, adică, nu știu. E povestea și multe alte componente. Apropo de
ce-și povestesc niște adolescenți când citesc o carte. Întâmplarea face că pe la amiază, după ce am pus pe masă la editură traducerea de impuls, m-am dus la Cărturești să-mi iau porția mea săptămânală de cărți. Și erau niște adolescenți care își alegeau o carte pentru mâine, pentru 14 februarie, care nu este pentru ei ziua lecturii, ci ziua îndrăgostiților. Și era foarte interesant cum povesteau unii altora despre ce carte. Deci hotărau ce carte să cumpere, pentru că erau niște povești și fiecare cumva stăruia pe povestea lui. Și asta mi s-a părut foarte interesant, că până la urmă asta îi prinde. Și pentru că nu-mi imaginez cum ar discuta că în cartea asta este nu știu ce idee filozofică sau nu știu ce idee transcendentală, etc., etc. Voilà. Robert, am văzut că vrei să intervii. Nu, sunt de acord cu tine că ar trebui, nu știu dacă să ne adaptăm pieții, că nu, fie ar să fie. Eu cel puțin am serviciu, n-am scris niciodată cu gândul că scriu cartea asta și sper vreo 5-6 luni să trăiesc din ea. Nu, și nu mă interesează, că n-ar fi rău, așa e. Da, observația lui Cristi e interesantă pentru că eu am, de exemplu, un prieten care de ani de zile a ajuns acum, cred că la 6-lea roman, e vorba de Cătălin Dorian Florescu, și toate cărțile lui sunt despre România, deși el trăiește din 80, Germania, da. El trăiește în Elveția. Vine în țară să culeagă povești, pur și simplu, și zic, păi zic, dar scrie un roman occidental, zic, nu mai scrie povești despre România, că zic, nu se vând. Și slavă Domnului, l-a vândut bine. Zice, păi zice, nu pot, zice, pentru că eu sunt român, zice, urechea mai pentru poveștile astea care sunt fabuloase, care sunt pline de balcanisme, care nu pot, zice, ce să fac în Elveția, pus că n-am de unde să aud povești. Crezi că acolo e ca la voi aici, te pui la masă și încep tot să își povestească viața. Cucu, zice, nu există așa ceva. Acolo, în cel mai bun caz, îți dă bună ziua, te întreabă cum îți merge și salut, zice, lumea e foarte reținută. Acum, de exemplu, ultimul roman, închid paranteza, se cheamă Foișorul de Foc. E un roman despre București. Sunt acolo 150 de ani de istoria Bucureștiului, carte care a apărut la Beck anul trecut, are succes, vinde, va fi tradusă curând. Dar asta îmi spunea și el, zice, păi zice, dar voi de ce nu scrieți chestiile astea? Pentru că e plin de povești, zice, aici la tot pasul, zice, cum întorci capul, cum auzi o poveste. Zice, eu vin și mi-aleg ce mi se pare că mi se potrivește, zice, voi ce faceți? Zic, bă, zic, eu nu sunt romancier, zic, mai prin câte o proză așa scurtă, dar zic, nu știu, te-a voi pe ei lați. Apropo de întrebă pe ei lați, hai să-l întrebăm pe Gelu. Gelu, povestea te alege sau tu alegi povestea pe care să o scrii? Pentru că Sebastian este o poveste aici cu totul altceva. Cred că toată treaba asta funcționează din ambele sensuri. În primul rând că eu am, pe mine m-a prins povestea. Deci am luat firul ăsta retrospectiv din trecut, l-am apucat bine la un moment dat, deși încă aveam nesiguranța faptului că, domne, dacă rescriu The Catcher in the Rye, cum o să se uite lumea la mine, știi? Adică cum o să mă vadă oamenii așa că încerc să-l pastișez pe Salinger? Și am spus la un moment dat, fie ce-o fi, eu trebuie să scriu povestea asta. Asta a venit de undeva, din interior, toată chestia asta. Greutatea a survenit în momentul în care a trebuit să creionez acele personaje. Și, na, acum știți cum se spune, că în literatură totul e personal, adică totul e trăit. Te uiți în stânga, în dreapta și vezi, iei poveștile, le pui cap la cap și îți scrii cartea. Da, și la mine, uite, acum Emilian, pentru că tot m-ai provocat, pot să dau din casă, că n-am nicio problemă cu asta. Sunt câteva personaje care sunt reale, adică au existat în viața mea. Acel coleg al lui Horia, care era cam grobian, așa, cam nesimțit, cam Johnny, a fost un bun prieten de-al meu. Celălalt prieten, Gabriel, care era coleg de școală, etc., a fost tot așa inspirat de un prieten de-al meu. Și mai sunt câteva personaje care tot așa se leagă, în afară de familie, pentru că n-am avut nici tată profesor de matematică, Doamne ferește, că nu știu dacă cum m-aș fi descurcat, așa. N-am avut niciun frate care să fie un fel de hippie, așa, semiratat. Aici a intervenit imaginația
Dar, așa cum spuneam, toată treaba asta a venit din ambele sensuri. Și povestea m-a prins pe mine și eu am prins povestea, știi? Iar în momentul în care m-am lăsat în, pe fluxul acestei narațiuni, n-am mai putut să o las din mână. De asta am și scris cartea foarte repede, în 3 săptămâni, ceea ce pentru mine nici la o carte de poezie n-am cum să lucrez atât de puțin. Și la o poezie știți foarte bine cum este, că dacă spui mintea, așa încep să scrii și într-o lună poți să dai un volum. Eu scriu mai greu, nu știu. Sebastian mi-a luat 6 ani ca să scriu. E adevărat că am avut și perioade când l-am abandonat și așa mai departe. Aș vrea să-i spun lui Cristi că acest roman, Caulas, ar mai fi putut să aibă încă 100 de pagini. Cel puțin. Deoarece iată că nu a inclus acea poveste din armată. Deci romanul se oprește când Horia este luată, pleacă în armată. Și în momentul ăla a fost un moment esențial pentru mine, pentru că tentația era foarte mare să continui. Am fost foarte, foarte tentat să continui și mi-am spus, dacă fac treaba asta, îl scot pe Horia din adolescență și nu mai este autentic. Nu mai este el. Pentru că în armată e o cu tot o altă lume față de cea pe care eu am evocat-o în carte. Și s-ar fi produs o ruptură inadmisibilă pentru mine și pentru ideea de autenticitate până la urmă, știi? Deși amintirile din armată pe care le am sunt foarte vii și inclusiv cu întâmplarea pe care v-am povestit-o. Chiar mă tenta la un moment dat să scriu un al doilea volum, dar știți cum este? Când mergi, cum e cu filmele care au sequel-uri, nu? Niciodată nu este mai bun un al doilea film decât primul. Și atunci e un risc acolo, știi? Eu așa, nu știu, am povestea asta, am spus-o, am scris-o, sunt și multe elemente autobiografice. Gândiți-vă că cred că rețineți bine că la un moment dat am spus și unde este blocul, Aleea Compozitorilor și așa mai departe. Ei, blocul ăla există. Am putea să facem un tur de cartier pe aici, știi? Prin drumul Taberei. Pe unde m-am plimbat cu prietenii și așa mai departe. Deci am toate elementele astea, sunt inspirate din propria viață. Însă, așa cum fac în general romancierii, pun cap la cap tot felul de lucruri, asamblează puzzle-ul ăsta și rezultă o poveste care, bineînțeles, cu elemente și cu elemente ficționale și cu elemente autobiografice. Așa a funcționat la mine. Dar ce vreau să spun este că felul meu de a scrie a fost extraordinar de fluid în astea 3 săptămâni în care m-am dezlănțuit. Așa îmi spunea soția mea, zice, ce faci, nu vii să mănânci și tu, nu mai ai și tu viață. Nu mai ieșeam din biblioteca asta a mea, stăteam numai în canapea și scriam tot timpul la cartea asta. Noaptea, ziua, când mă apuca, știi? Și când am ieșit obosit total, deci eram efectiv obosit, am simțit că se duce vraja aia, știi? Că se termină combustibilul. Și am fost atât de grăbit să termin, să spun, băi, se termină, deci știți cum ați avut vreodată senzația în vis, că ai mai vrea să continue visul un pic pentru că ai nu știu ce de făcut și simți că se termină. Simți că se termină visul și că nu ajungi nu știu unde, ești în întârziere și așa mai departe. Exact așa eram eu cu... Eram un pic defazat, eram în întârziere și am scris repede, așa, ore în șir. Nu știu, 8, 9, 10 ore pe zi și am reușit să termin cartea asta. Deci a fost o chestie foarte fluidă. A fost, e adevărat, energofagă. Deci m-a epuizat. După aceea nu mai știam de capul meu. Dar am reușit cumva. Și eu mă uit la voi că spuneți toate lucrurile astea frumoase despre Caulas. Și aici ar trebui să tac. Ce tu să spui, adică nu e imediat, adică. Nu, le lăsăm pentru mai târziu. Pentru mine a fost ușor, nu știu dacă
poate sună laudă, dar pentru mine a fost ușor să scriu cartea asta. Deși m-a consumat fizic extraordinar de mult. Dar am avut toată povestea, am avut-o în cap. Am avut-o în cap și n-am făcut decât să transcriu. Asta am făcut. Gelu, pentru mine este foarte prețios, pentru că n-am fost atunci la Gaudeamus și n-am știut povestea cu din armată. Este foarte prețios ce ai spus acum, că te-ai oprit exact în momentul în care urma să plece la armată, pentru că ar fi rezultat cu totul altă poveste, ar fi trecut într-un fel de duritate și această carte s-ar fi transformat, în, de exemplu, în Împăratul Muștor sau ceva de genul ăsta, sau, bun, într-o barcă, în niște condiții mult mai dure care este armata. Și evident că avea să fie cu totul altă. Am vrut să păstrez, vorba lui Robert, am vrut să păstrez poezia din cartea asta, pentru că dacă stai să gândești bine, e și multă poezie în cartea asta, știi, sunt multe elemente care s-ar putea constitui în poeme. Îmi ridici tocmai la filo, pentru că și tu ai publicat volume de poezii înainte de a publica romanul Sebastian și acum Caulas. Robert a și scos o antologie recent și mă bucur foarte tare că a apărut la Cartier acea antologie minunată și că a fost o lansare, iarăși, impresor cenușă pe creștet, n-am putut fi la Gaudeamus, dar cartea am citit-o cu mare interes și am fost redactor. Cred că ne-am înțeles foarte bine cu Robert. Nu știu dacă Cristi Fulăș a publicat și poezie, în mod sigur citește poezie. Haideți să nu rămânem doar pe roman, pe roman, pe narațiune, pe poveste. Haideți să vorbim așa câte o secvență și despre partea de poezie a acestei cărți. Pentru că, după mine, da, este o parte de poezie, tocmai în sensibilitatea ei, în tonul ăsta foarte, foarte confesiv pe care l-ai găsit. Să începem cu cel mai poet dintre noi, cu Cristi Fulăș. Aoleu, Doamne! Nu, dacă întreba, n-am publicat poezie de la 20 de ani, n-am mai publicat niciodată. Au fost câteva încercări în Poesis, m-am oprit la timp, să zic eu. Eu sunt destul de reticent când e vorba de poetic în roman. Deși păcătos ca mine nu s-a născut, dar sunt destul de reticent și mă mai stilizez așa ca să nu fiu vreun poet. Am încercat de data asta să nu o citesc. O vedeam, înțeleg narativitatea în poezia contemporană, înțeleg că se poate așeza toată în proză, nu-s chiar străin de fenomen, dar am încercat să o văd ca pe proză. Pentru că în creierul meu așa era mai bine ca proză. Am și, nu știu, am și argumente pentru chestia asta. Poezia, cu tot heirupul care se face despre ea, e o chestie extrem de limitativă, ca să zic eu așa, în literatură. Dacă vrei cu adevărat să nu ai o piață și să nu funcționeze totul la cheie, te duci în foarte poetic. Și acolo, automat, stilul devine înalt și ai o problemă cât casa de mare. Adică nu mai ești accesibil pentru publicul larg, să zic. Ori asta... Ziceam de la început, eu sunt destul de ambivalent aici pentru că îmi scap și ceea ce nu scriu în poezie scriu în romane, dar scap urât. Știu și eu, dar e foarte greu să scot după aceea. Sfatul pe care mi l-aș da mie ar fi să nu fac poezie când scriu romane. Eventual să mă apuc de scris poezie. De ce? Nu știu, dar să mă apuc așa. Auzi, Cristi, nu asta era, că la el nici eu nu citesc așa ceva, adică cred că de mult l-am mai citit. Singurul, hai să spun, tip de proză pe care o suport poematică, ultimul, a fost asta lui Stefansson. Ion Kalman Stefansson. Are el o trilogie. Așa îl cheamă, da. Nimeni nu știe cum îl cheamă exact. Da, așa îl cheamă. Păi, ăla e foarte fain. Adică, și, dar nu-i poezie. E o proză care are un tip de imponderabilitate, știi? Pentru că e într-o lume a zăpezilor, a morții. Totdeauna aspectul morții apare, cum și aici apare. Nu e, nici eu nu suport cineva citește așa ceva. Bă, vrei să citești poezie, te duci și citești poezie. Iau un poem, te apuci și... Dar nu, e altceva aici, e un tip de... Personajul are un tip de poetică a lui. Adică cred că asta, uite, căutam, mi-am notat pe undeva, am băgat un creion de fapt ca să citesc. E povestea cu revelioanele, când spune-ne ce cumplit e când vine revelionul. E cea mai nasoală chestie care ți se întâmplă, pentru că în general e ratate revelioanele și te apucă amărăciunea și
Ai o stare, nu știu dacă poetică, poate de angoasă, de anteangoasă, dar vreau să o citesc tocmai ca să ilustrez modul în care personajul vede lumea. Și vede și astfel, nu știu dacă poetic, nu știu dacă ăsta e cuvântul, dar cert e că ceva greu de definit acum are cartea asta, care e în primul rând un roman serios, cu epic, cu poveste, cu care nu te plictisește, dar are ceva care trădează natura poetică a lui autorului, că e greu să te camuflezi și nici nu e bine să te camuflezi când ai un as. A fi poet, cred, și să faci proză, ai un mare avantaj pentru că cred că găsești măsura foarte bună a cuvintelor. Poeții lucrând pe texte foarte scurte aud toate bărbilele, văd, aud bâlbâielile mai bine și genul... De fond. Tocmai asta facem cartea asta. Nu are lungim, nu are chestii care se lungesc, nu mai trebuie forfecat. Vine cu un tip de text pragmatic, dacă vrei, pentru cititorul care sunt și care am un orizont de așteptare și un timp foarte scurt pentru lectură. Robert, m-a înțeles foarte bine. Exact la asta mă refeream. Când vorbesc de mâna de poet și de anumite poezii în cartea asta, mă gândesc tocmai la exactitate, la felul în care nu dai pilirisme, nu din potrivă. Ai o ureche foarte bine formată și îți dai seama deci unde decupezi, unde tai, unde dai o imagine. Exact. Pentru mine, de exemplu, este o imagine de mare poezie când Horia o vede prima dată pe Simona și felul în care sunt apatizați, pare un corp de băiat acolo și e o secvență micuță, dar de o mare, mare finețe. Aproape că m-a făcut să mă gândesc la poezia lui Cavafis, adică prin concretețea ei, prin materialitatea foarte exactă, foarte prinsă, ca un mulaj foarte exact și cald. Avantajul acestui roman este că aceste ghilimele mulaje poetice sunt în mișcare și trag o narațiune care are cap, coadă și care este foarte plăcut să urmărești, cu toate dramele, pentru că nici aici gelul niciodată nu îngroașă vocea, nu dă în culori negre, deci nu bagă mai mulți demoni decât are fiecare în adolescență și asta iarăși mi se pare o chestie foarte, foarte exactă. Bun, nici n-am băgat de seamă când a trecut o oră. Vreau pe final să fiecare să spună o frază cu care cel care va căuta mâine dimineața cartea în librării s-o ceară de la librară, adică un sentiment, o idee, un gând care s-ar pupa bine cu această carte. Hai să începem cu Cristi. Eu sunt foarte sincer, așa. Dacă mi-a plăcut mie, o să-ți placă și ție. Bă. E foarte bună. M-am dat astea. E convingător. Mie-mi vine să mă citesc, să citesc textul. Dacă citește textul. Deci, mai, ca să mai trag... concis decât am fost aici, nu să pot fi, dar îl las pe cel care urmărește acest dialog al nostru și o să fie curios, pentru că, dragi prieteni, nu ne credeți. Mergeți frumos în librărie, luați hărticica, citiți câteva pagini, poate începutul, poate pe la sfârșit, așa. Dacă nu sunteți convinși, știți și am scris pe coperta a patra și sunt convins că asta o să vă convină, pentru că e chiar un roman care se citește rapid, e intens, e straniu, pentru că are un personaj straniu, acest tânăr care își descoperă sexualitatea, care e altfel decât aia pe care o știm și cu care cumva suntem obișnuiți. Ce face cu ea și cum trăiește toată povestea asta, scrie în carte. Bine, și pot să completez eu, adică, dar dacă vine recomandarea, deci vă dați seama, Robert e un tip care a scris o carte despre mine, practic. Deci cartea lui de proză se numește Oameni în training. Eu nu cumpăr haine scumpe, eu îmi cumpăr training-uri scumpe. Deci asta e. Dacă nici pe Robert nu-l credeți, bă, eu nu știu cum să facem. Atunci să-l credem pe autor. Ce zice autorul, Gelu? Eu cred că, fără să mă cred... William Blake, l-aș parafraza cumva pe William Blake și v-aș îndemna, dragi prieteni, dacă mai credeți în experiență și în inocență, da, să căutați romanul acesta, Caulas. Experiență, pentru că Horia Caulas trăiește o experiență nu întotdeauna traumatizantă. Sunt și lucruri bune pe acolo care se întâmplă, relații între oameni, așa. Și inocență, pentru că, într-adevăr, am mizat pe inocența lui Horia. Am mizat pe inocența lui, pe uimirea lui în fața lumii.
Și cred că lucrul ăsta, nu știu, trăgând așa o concluzie din ce a spus aici, cred că mi-a reușit întrucâtva să pun cap la cap și experiența și inocența. Așa că Caula, și scriitura, Gelu, și scriitura. O să spun și eu pe final o idee. Mâine la Chișinău are loc Ziua Națională a Lecturii, ceva de genul ăsta, și avem niște întâlniri, cred că din oră în oră, în câteva licee, la universitate. Eu sunt invitat la un moment dat la biblioteca pentru copii, unde voi avea o întâlnire cu adolescenții de 17-18 ani. Și una dintre cărțile pe care o voi avea în geantă va fi această carte, pentru că este exact vârsta la care e bine să citească această carte. Bun, pe lângă multe alte câteva cărți, multe altele, mă rog, genți de cărți, etc., etc. Mulțumesc tare mult că am stat de vorbă în jurul acestei povești. Sunt foarte emoționat cum o poveste de viață care deci te urmărești un autor timp de decenii pentru a deveni carte, pentru că și asta este și asta face parte din literatură. Sper că vocile noastre au fost suficient de convingătoare și abia aștept să ne citim mai departe cărțile pe care, mă rog, le găsim la Cărturești, la Cartier, la Polirom și oriunde sunt publicate în condiții foarte bune și fac aceste cărți să circule. Mulțumesc și bună seara! Și eu vă aștept cândva în biblioteca lui Gelu. Pe toți poate le facem care cu mare drag, Gelu, cu mare drag. Da. Mulțumesc. Deci ne revedem în biblioteca lui Gelu, dar mâine ne vedem în librăriile Cărturești, Cartier și toate celelalte librării bune din țară. Seară bună!